Mai multe nereguli au fost depistate de corpul de control la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj. O verificare a demonstrat faptul că o parte dintre candidații care au luat parte la concursurile organizate au fost defavorizați pe baza unei taxe încasate ilegal. Corpul de control a făcut un control la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, pe lângă cele constatate de Curtea de Conturi și Serviciul Intern de Audit al Ministerului Sănătății, am constatat anumite nereguli și aici m-aș referi la o taxă de 100 de lei condiționată prin depunerea unei chitanțe la dosarul de recrutare a personalului fără concurs pe perioada stării de alertă, care a viciat cumva procedura de selecție a candidaților. Și mai este vorba de poziția de director economic care nu a fost ocupată definitiv sau temporar, vicind astfel, din punct de vedere legal, hotărârile comitetului director, care dacă la un moment dat sunt atacate în instanță, pot produce anumite prejudicii. Prefectul de Gorj susține că raportul va fi înaintat către Ministerul Sănătății pentru luarea măsurilor.